Salutare, bine-ți venit în România, astăzi în episodul de Retro Gaming jucăm Neighbors from Hell. Acest joc pentru mine este un clasic, l-am jucat când aveam vreo 14 ani sau așa ceva. Dacă nu știți, ce trebuie să faceți este să faceți anumite farse acestui tip și el să nu vă prinde. Dacă vă prinde, vă pocnește în cap. Hai să dăm start. Jocul este destul de simplu, dar poate deveni cu fiecare nivel un pic mai complex. Hai să ne uităm la tot. Are și un pic de poveste, după cum vedeți. De asta face el chestiile astea. Ar trebui și în România să poți face chestia asta. Asta cât am jucat jocul ăsta. Da, chiar așa e. Ok. Acesta este altul voi. Trebuie să te ascunzi, te poți băga în dulap sau te poți... Ok. Haideți să căutăm. Uite, click to continue. Dacă dai cu așa o să caute, o să găsească H și o să-ți apară aici. Continue. Vine jos. Nu, merge să se uite. Aici, dacă vă uitați în colțul ăsta, el o să aibă... Hai să mergem aici. La ce se gândește, ce vrea să facă. Și după o să... că luăm asta. Prima dată e numai farsă. Revine jos. Nu mi-am zis să fi fost asta. Hai să așteptăm, cred că numai poți numai chestia asta cu atâta poți. Uite, putem merge sus. Deci aici. Hai să vedem, putem aici? Nu. Parcă era la cuptorul cu microunde. Așa, hai să mergem jos, fiindcă vine încoace. Și să mergem aici. O să vadă chestia aia și o să se enerveze. Punem asta. Și parcă putem și antena la... mergem jos. Dai un pic să văd. Lipiciu. Ok, nu era chestia asta. Ori mai ține o minte, dar nu era că trebuia să... Ok. Hai să mergem aici și să-i lipim ochelarii. Sper că nu vine. Hai, cred că avem timp. Hai jos. Mai e ceva pe aici? Nu. Ne putem ascunde în
Da. Cred că atâta e prima misiune. Ok. E un pic diferită versiunea asta, uite. 4 din 4, hai că alege Afternoon. Start game. Hai să mergem la... E că nu știu dacă vine, cred că vine și la baie. Așa. Așa, da. Deci dacă îi afectăm berea... și scaunul... Ia să mergem așa. Și asta. Mergem jos. Poate apucăm și sper să apucăm. Ok. Durează mai mult aici. Ah, nu cred că mă prinde. N-am apucat. Hai colom pe aici. Chiar o să... Na. Și o să fugă la baie. Lăsăm pe el să... Aici antena. Și să vedem unde vrea să vină. Da, deci vine la bere, probabil o să vină pe aici. Pe aici, coborând jos. Și ne ascundem în dulap. Ideea e că dacă nu scade asta și când se pune pe scaun, o să fie... E bine să faci combo cu chestiile astea. Ok, am terminat și asta. Vă recomand, îl găsiți pe GOG, nu cred că este foarte scump, eu l-am de ceva timp. Și e chiar un joc foarte bun. Hai, dăm continue. Uai, și mai sus. Uai, foarte multe chiar. Hai că facem asta, 9 din 9. Start game. Ok, hai să căutăm aici. Nu mai știu dacă vine la... Fugi, fugi, fugi. Ok. Return to mode. Ok, acum o să se... Ok.
știu ce... Că sticla asta e... Ok. Jos. Cred că trebuie să o umplem cu apă de asta. Pentru Moody. Ok. Vine jos. Ce mai găsim aici? Nimic. Mai este ceva aici? Nimic. Vine la citit. Să vedem. Asta. Aici la calda nu e. Wooden paper. Oare să fie la... Ah, e cartea. Acum mi-am dat seama. Nu, mă prinde. Mă prinde și o să iau... Nu m-a prins. Bă, la limită. Aici o să încheiem clipul, terminăm misiunea asta și mai am încă două. Ah, da, aia cu săpunul. Hai să coborăm noi jos. Și mai este ceva pe aici? Mai este aici. Și acum vine... aici. Și asta vine, cred că, pus în mâncare. Nu în mâncare. Uh-huh.
văd. Return to Woody. Hai să fugim fiindcă vine iarăși. Ah, cred că vine pus în apă. Hai să vedem. Sper să nu vină, să nu vină la... fugi, 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 mă prinde acum. Gata, îmi iau bătaie. Bă, trebuia să se întâmple și ceva de genul ăsta. Da. Mai am o viață. Mi-a luat un pic de bătaie. Dar... era deșteptat. Hai că vine pe aici. Asta cred că vine la apă aici. Ah, ok. Hai să ne ascundem și măcar ați văzut cum e și când e bătaie, știi? Adică... mai încolo știu că are un papagal și face, trebuie să mergi mai încet, să nu te audă, e chiar, chiar interesant. Da, e un clasic asta. Continue. Încheiem aici clipul, sper că v-a plăcut, jocul este destul de, aveți ce juca, chiar nu e scurt, chiar îți ia ceva timp să-l termin, dar e un joc foarte plăcut. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați subscribe, like, share, fiindcă mă ajută foarte mult să crească acest canal. Eu sunt Alex și până data viitoare, salut!